circa 20 de ani de zile. Atunci când Republica Moldova a fost politica unui pas înainte și doi înapoi, oscilația între Est și Vest, care avea o claritate după cursul țării, a dus la o situație nu doar de stagnare, dar și de regres. Acum suntem în situație în care se recuperăm și această recuperare este pe alocuri dureroasă, deoarece Moldova, haideți să spunem, în cel mai bun caz a stat pe loc, însă lumea s-a mișcat puternic înainte. Și ca rezultat avem o situație foarte și foarte complicată pentru mulți cetățeni ai Republicii Moldova, care pe alocuri sunt puși într-o situație de prizoneriat, fiind lipsiți de a putea circula liber în spațiul european.